Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Bărbat de 50 de ani de 50 de ani a fost lovit ieri după amiază pe o trecere de pietoni din Giurgiu. Șoferul care l-a accidentat nu a fost atent și a acroșat pietonul grav. Luni după amiază, poliția și ambulanța au fost alertați cu privire la producerea unui accident de circulație pe raza municipiului Giurgiu. Șoferul unei Dacia Logan, un bărbat în vârstă de 57 de ani, din cauza neatenției nu a acordat prioritate la trecerea de pietoni de pe șosea București și a acroșat un bărbat de 50 de ani angajat în traversarea părții carosabile.
suferit răni grave. Acesta a fost preluat de către ambulanță și transportat la spitalul județean Giurgiu pentru investigații medicale. I-au testat cu aparatul Dragger pe cei doi giugiuveni implicați în accident. Și dacă rezultatul a fost zero în cazul șoferului, pietonul a fost găsit cu alcool mie de 0,23 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pe numele șoferului pentru votă corporală din culpă. Lipsa sau expirarea trusei medicale și a stingătorului de incendiu din mașină ar putea să nu mai fie amendată conform unei propuneri legislative inițiate de un grup de parlamentari. Potrivit inițiatorilor, existența acestor amenzi este irațională, inutilă și abuzivă. Un grup de senatori și de deputați au inițiat în luna noiembrie a anului trecut o propunere legislativă pentru eliminarea amenzilor aplicate pentru lipsa sau expirarea trusei medicale și a stingătorului de incendiu. În 17 decembrie, propunerea favorabil de la Consiliul Legislativ. În expunerea de motive se precizează că trusa medicală, așa cum este concepută și omologată, nu poate salva și nu salvat nicio viață. Unii giurgiuveni susțin eliminarea acestor amenzi. Mi se pare o idee
era irațională, inutilă și abuzivă. Atâta timp cât codul penal și codul civil prevăd deja fapte asemănătoare, precum lăsarea unei persoane fără ajutor în caz de dificultate. Mulți georgioveni consideră că obligativitatea de a avea în mașină trusa medicală și extintorul sau avariat pe
și nu pot furniza un pretext pentru eventualele abuzuri. Noapte în fruntea mișcării populare din Giurgiu a venit în fața jurnaliștilor cu un anunț de cea mai joasă speță. Politicianul ghidat de previziunile astrologice pe 2016 își caută iubită și pentru că până acum nu a reușit să o descopere singur, s-a gândit să ceară ajutorul presei. Următorul material este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Să fii politician și să fii în fața jurnaliștilor cu declarații trăznite sau mai văzut în Giurgiu, dar să vii să vorbești despre ce este scris în stele și ce îți rezervă astrele în acest an, nu prea s-a mai pomenit pe la noi. A reușit această performanță, așa zisul politician local Marius Bogdan Crăcea, care în fața jurnaliștilor cu vocea tremurândă și mâinile transpirate a făcut un anunț tulburător. Ar putea fi sintetizat astfel. Politician giurgiuvean caut iubită. Candideze la primărie, dar pentru că nu are o femeie puternică în spate care să-l susțină, s-a decis să-și caute iubită cu ajutorul presei. Așa că sunt
avea succes în carieră și mă voi căsători. Îi recomandăm distinsului cavaler să se adreseze și unei agenții matrimoniale, iar atunci când face ziua ce vizează noaptea să vină să ne prezinte și nouă achiziția, că tot se poartă subiectele gen tabloid. Și acum să trecem la lucruri serioase. Pardon. Nu există, pentru că pe lângă anunțul terifiant al empistului de la Giurgiu nu au existat decât niște bălmăjele ale noului purtător de cuvânt. Bibliotecii județene Giurgiu din strada Ștefan cel Mare intră într-o serie de lucrări de reabilitare. Apoi spațiul va fi dotat cu mobilier nou. Lucrărilor s-au mutat în alte spații 35 de tone de carte și câteva sute de piese de mobilier. Întregului proiect s-au alocat de euro. Motivele, parte din ele, pentru care era absolut necesară reconstrucția clădirii din Ștefan cel Mare, explicate chiar de directorul Bibliotecii Județene Ilia Basarabescu. E un lucru foarte important ce se întâmplă la Biblioteca din Ștefan cel Mare.
trebuia un spațiu de depozitare provizorie, cum de altfel un spațiu pentru depozitare era necesar și pentru cele câteva sute de piese de mobilier. În primul rând avem nevoie de spații de depozitare. Primul care și-a oferit pentru acest lucru a fost deputat Nicolae Florian, căruia îi mulțumesc și pe
construcția clădirii și dotarea sa, s-au alocat circa 600 de mii de euro. Mai multe județe din țară, printre care și Giurgiu, vor face progrese modeste sau nesemnificative în 2016 pentru a recupera decalajele față de regiunile mai bine dezvoltate ale României. Asta reiese din prognoza efectuată de Comisia Națională de Prognoză. Potrivit Comisiei Naționale de Prognoză, economia din 17 județe ale României nu va depăși 10 miliarde de lei în acest an. Județele cu cea mai slabă evoluție din punct de vedere al creșterii economice sunt Giurgiu, 3,6% și Ia Lomnița, 3,7%. Foarte puține regiuni vor reuși să recupereze din decalaje în 2016. Astfel, în majoritatea județelor unde economia nu depășește 10 miliarde de lei, creșterea economică de anul acesta este estimată a fi sub media de la nivel național. În ceea ce privește evoluția PIB-ului pe cap de locuitor, indicator ce denotă productivitatea unei regiuni, acesta depășește 10.000 de euro în 5 județe și în municipiul București. Județele în cauză sunt cei mai mari poli de dezvoltare ai României, respectiv Ilfov, Timiș, Cluj, Brașov și Constanța. La coada clasamentului se află județele unde PIB-ul pe cap de locuitor nu depășește 5.000 de euro sau este doar cu puțin mai mare. În județul Giurgiu, indicatorul arată 5.198 de euro. În ceea ce privește piața
a Muncii, Comisia Națională de Prognoză estimează că la nivel național rata șomajului ar urma să coboare la 4,8% în 2016, doar 17 județe din țară ar urma să aibă un șomaj mai mic de acest nivel. Nu și Giurgiu, unde era șomajului va fi de 6%. Numărul mediu de salariați va crește în toate județele din țară. Cel mai puțin se vor majora colectivele de salariați din Dolj, Vâlcea și Dâmbovița, dar și din Giurgiu. Cele mai bine plătite locuri de muncă vor continua să fie cele din regiunea București, Ilfov. Angajații din Giurgiu se vor bucura de creșteri salariale de 6,9%, iar salariul mediu va depăși 1600 de lei. A început să joace fotbal încă de la 6 ani. La 17 activat deja în divizia A, iar din 2009 își făcea debutul în Național la României. Romeo Constantin Surdu s-a născut pe 12 ianuarie 1984 la Brașov. A fost inițial legitimat la Roma Cril Râșnov, iar actualmente este componenta al echipei Emil Sami Orhei din Moldova. Romeo Constantin Surdu s-a născut la Brașov pe 12 ianuarie 1984 și a început să joace fotbal de la 6 ani ca atac.
alături de fotbaliștii brașoveni. În perioada 2005-2007, Romeo este component al CFR-ului din Cluj, pentru care din 2007 până în 2011 să fie jucătorul Stelei. Iată din această perioadă o fază încinsă, încheiată cu un gol marcat de Capetanos din centrarea lui Surdu. Partida se disputa între Ceahlăul și Steaua. Și domnilor, știrile TV Giurgiu
se opresc aici. Urmează rubricile sport și meteo și emisiunile punctul pe ei și între da și nu. Eu sunt Florentina Ciobanu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. Se duc.
se pregătește de foarte mulți ani pentru examinarea sau verificarea, monitorizarea pentru a lua pe dan jujițul. Pregătirea pentru participarea la competițiile naționale, secția de box a clubului sportiv municipal se pregătește și la nivel organizatoric. Conducerea secției are un proiect ambițios organizarea la Giurgiu campionatului național de cadeți. Antrenorul Dragoș Diaconu vine cu amănunte despre această competiție. Vreau să organizăm campionat aici la Giurgiu, deoarece avem vreo 4-5 băieți care au șanse mari să câștige medalii acest, în acest. Am văzut foarte mult.
leagă. Deci avem sportivi care au obținut anul acesta medalii la cupa anul trecut, de fapt medalii la cupa României și campionat, și pe lângă mai avem pe Nicolae Scuritor, cum v-am spus, vor veni toate cluburile înscrise la Federația Română de Box și care și-au plătit taxele la zi, bineînțeles, anul acesta. Va fi o competiție de mare avergură. Deci la Campionatul Național de Cadeți este cea mai mare competiție organizată în țară la acest nivel. Campionatul Național de Cadeți va fi organizat la Giurgiu-n partea a doua a anului. La Giurgiu valorile
în jurul valorii de 8 grade Celsius la Bolintin Vale, hotarele, izvoarele, Mihăilești și 9 grade de la Comana și din Pați, în timp Giurgiu, cum avea 10 grade. Viteza vântului va înregistra 15 km pe oră din direcție vest-sud-vest, iar presiunea atmosferică va înregistra 9.000 de mercur. Apele Dunării sunt în creștere cu 15 până la 25